Pensionarii din cadrul Ligii Sindicatelor Pensionarilor Minieri din Valea Jiului au primit promisiunea că vor fi primiți de către Ministrul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice. Întâlnirea ar urma să aibă loc în data de 18 octombrie la București. Delegația foștilor mineri intenționează să ridice mai multe probleme, cele mai arzătoare fiind păstrarea gratuităților și majorarea punctului de pensie. În primul rând vă interesează gratuitățile, altceva ne-ar mai interesa punctul de pensie, care în mod indiscutabil să reprezinte cel puțin 45% din salariul mediu brut pe economie, așa cum de fapt prevedea legea 19/2000 și legea 250 din 2007. Punctul de pensie să reprezinte minim 45% din salariul mediu brut pe economie. Și a treia chestiune, care iară ținem extraordinar de mult la ea, recalcularea pensiilor pensionarilor minieri să fie în funcție de anii lucrați în subteran, cei care au lucrat, de exemplu, 20 de ani, să refiere împărțit la 20, care au lucrat 18, cu un an mai puțin, care au lucrat, deci din 2 în 2 ani, să fie împărțit la anii respectivi, în funcție de vechimea lucrată în subteran. Cu aceeași ocazie, Paul David, secretarul sindicatului, intenționează ca la întâlnirea cu ministrul Mariana Câmpeanu să ridice și problema localității Aninoasa, aflată în faliment. Dintre cei aproape 4.000 de locuitori ai orășelului, numai puțin de 1.100 sunt pensionari, majoritatea acestora fiind reprezentată de foști mineri.